Bună ziua, bună seara, bună dimineața, bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Am să fac astăzi citirea pentru Doamne, următoarele 48 de ore, este valabilă din momentul în care veți viziona acest videoclip. Mulțumesc pentru abonări, pentru noile abonări și în continuare, dacă vă place ceea ce fac, vă invit să vă abonați, este gratuit, apăsând butonul de abonare și clopoțelul pentru a primi în timp util toate videoclipurile pe care le fac. Da? Bun. Haideți să vedem. Începem cu dama de verde, dama cu ochii verzi și albaștri sau albaștri pentru următoarele 48 de ore. Sunteți cu gândul la un drum, dar vă așteptați să plecați, sunteți îndoită, unele, pardon, dintre dumneavoastră aveți o oarecare îndoială și un blocaj în relația cu un bărbat de tobă care vă știți că aveți prieteni, iubiți, chiar și soți, da? Următoarele 48 de ore aveți grijă că cade nesiguranță, din nou mă repet, în relația cu un bărbat de tobă și aveți blocaj cu el, chiar și un pic de supărare. Vedeți că și la etalarea generală mi-au căzut cele cu ochii deschiși sau cei cu ochii deschiși. Aveți grijă cum gestionați situația în această relație. Dacă cumva chiar sunteți singure și nu aveți absolut pe nimeni, încercați să vă țineți departe de discuții sau de probleme la servici, pentru că bărbatul de tobă nu întotdeauna poate fi de tobă, poate să cadă și cu ochii deschiși și să fie un șef de al dumneavoastră. Da? În cazul în care sunteți total singure. Dacă nu, prima oară se pune bărbatul cu care sunteți căsătorită sau în care sunteți într-o relație. Da? Se pare că începe o agitație între voi. De fapt, a mai fost un pic și în toamnă, în vară, ceva. Au fost probleme, acum revin aceste probleme. Se pare că sunteți gelozită și de o femeie. Acum poate fi aproape oricum, dar îmi cade aici de tobă. Cineva este gelozită sau acest bărbat mai are pe cineva? Se poate întâmpla și astea, dar pentru că este vorba totuși de dragoste și aveți probleme ori cu amantul, ori pur și simplu dumneavoastră sunteți amanta și va afla soția sau ceva se află aici. Altele dintre dumneavoastră care aveți energii mai tinere, măcar cu o zi, mai tinere decât dumneavoastră, din nou vă veți confrunta cu anumite minciuni în următoarea perioadă, în următoarele zile. Bucurie și realizări aveți cu copiii, toți care aveți copii, mai mult sau mai puțin, se vor echilibra anumite situații. Pe sănătate, de la problemele acestea în cuplu, unele dintre dumneavoastră, într-adevăr, se pare că sunteți mai obosite din punct de vedere sufletește sau emoțional. Aveți grijă cum vă cheltuiți banii în următoarele 48 de ore, pentru că, nu știu, se pare că vă bucurați că puteți cumpăra ceva, dar e în van. În van în sensul că vreți să faceți cadouri sau vreți să faceți ceva și ori lumea nu e mulțumită, ori nu vă ia în calcul pe unele dintre voi. Ori aveți grijă cui dați bani sau pentru cine vreți să faceți un anumit lucru. Și da, nu știu, sunteți un pic întoarse, da? Și drumul, da, unele, da, vă gândiți la un drum, chiar îl veți face, dar altele totuși aveți aici un blocaj, mai ales dacă trebuie să vină un bărbat de la drum, se pare că sunt anumite probleme.
Cele care ați fost bolnave, vă ridicați cu bucurie, vă veți simți mai bine totuși. Ia să vedem pentru toată lumea care este singură. Vedeți, zilele astea, unele chiar pot rămâne și singure. Sau deja ați avut o despărțire pe data de 10 sau în luna octombrie. Haideți să vedem în viitor, din nou aceeași, ia uite, ceartă, discuții, bârfă. Da, deci mi-au căzut trei dame pe despărțire și pe paguba cu o parte bărbătească. Desigur, mă repet, este cineva de tobă, dar poate fi totuși și cu ochii verzi sau albaștri acest bărbat de tobă, poate fi de tobă sau de verde, da? Se poate măsura un pic cartea. Dar finalul este nu neapărat unul bun, doar că nu o să vă doară chiar atât de mult, veți fi un pic indiferente, veți putea trece repede pe peste aceste discuții sau despărțire, da? Bun, din nou, dacă aveți și o promisiune pentru sărbători la sfârșitul anului, de exemplu pentru Revelion, să faceți, deci, să faceți Revelionul cu cineva, eu totuși zic așa și nu vreau să vă supărați pe mine, dacă partenerul nostru este în Zodia Pești, și mi-este de tobă sau de verde, să știți că nu va veni, vă dă veste, dar nu cred că vă întâlniți cu el. Așa că aș vrea să vă faceți un al doilea program, să aveți o alternativă. Da? Unele dintre voi chiar plecați, veți pleca la drum, păcat de călătorie. Și vă veți reprinde cu această călătorie, o să vă simțiți, vreți să și plecați pentru că sunteți și singure, de fapt. Unele sunt chiar și singure, ia uite, și nu știu, vreți să vă refaceți cu această călătorie. Bine, eu dau unul pentru următoarele 48 de ore, probabil că veți lua niște hotărâri, multe dintre dumneavoastră veți lua niște hotărâri, dar până la urmă, în viitor, veți avea noroc totuși de a fi în cuplu cu cineva, probabil că va trebui să mai faceți și niște alegeri, da? Bun, următoarea, dama de roșu, șatena, de la șaten închis până la blond, cu ochii căprui și cu pielea normală, nici albă, nici prea închisă, da? Pentru următoarele 48 de ore. Veste, veți merge într-o aglomerație, vă veți întâlni cu cineva, cu un grup de oameni, de fapt, mari realizări de dar, vă vor veni bani în această săptămână, poate chiar și în următoarele 48 de ore din momentul în care vizionați acest videoclip, dar cartea este superbă și da, vă cad bani, nu știu, poate de la copii, poate de la clienți, cliente sau indiferent cu ce vă ocupați, văd daruri, cadouri, bănuți. Deci stați bine pe bani și pe petreceri, da, cumva, nu știu. Vă veți întâlni cu mai multe grupuri de oameni sau poate unele dintre dumneavoastră vă întâlniți cu prietenele dumneavoastră, altele cu soțul și cu familia, dar îmi cădeți în 1, 2, 3 grupuri sau veți ieși de 3 ori. Cu sănătatea sunteți bine aspectate, sunteți superbe, sunteți, văd că majoritatea ați fost deja, v-ați aranjat, deci v-ați schimbat, aveți o altă mină, nu știu, deci sunteți superbe, vă reveniți, cineva de tobă din trecut cu care ați avut așternut revine în viața voastră, sau dacă aveți și un bărbat de tobă în casă, sunteți căsătorite, relația se îmbunătățește din punct de vedere sexual,
realizare cu o fată veți avea dacă aveți fete, care aveți fete, vor lua un examen, poate nu anul ăsta, nu cred că anul ăsta, dar la anul cu siguranță îl vor lua în luna ianuarie, februarie cel mai târziu. Cineva cu ochii deschiși, o femeie vă minte, deci aveți grijă la ce sunteți provocate, dar eu zic să încercați să nu dați importanță sau să fiți un pic mai atente. Cele care aveți datorii, chiar dacă nu în următoarele 48 de ore, dar vă cade o realizare pe bancă, deci asta înseamnă că vă veți mai plăti din credite sau pur și simplu veți lua un împrumut de la bancă. Pe dragoste, unele dintre dumneavoastră aveți un bărbat brunet cu ochii negri, dar care mai are pe cineva, ori este căsătorit, ori mai are o relație, vă dă veste, veți vorbi cu el, dar iar din nou un pic de atenție să faceți la ceea ce vă spune, pentru că un pic de minciune există, dar pe voi nu vă interesează, vă cad pe alte paliere ale vieții în următoarele zile destul de bine și nu îl mai luați în calcul pe acest brunet cu ochii negri. Da? Sau vă gândiți la el, râvniți la el, dar în orice caz următoarele 48 de ore sunt bune și cei care aveți băieți și ați avut probleme cu ei, încep lucrurile să se mai așeze un pic. Haideți să vedem pentru cele care sunteți absolut singure ce se mai întâmplă în următoarele 48 de ore. Văd că vorbiți foarte mult la telefon, vești, foarte multe vești. Trăiți într-o nesiguranță, primiți daruri într-adevăr, vă bucurați de casa voastră pe care v-ați terminat-o, ați zugrăvit-o sau v-ați cumpărat ceva frumos pentru casă. Probabil că unele, într-adevăr, în aceste 48 de ore sau în următoarele zile veți fi mai singuratice, nu văd să cunoașteți pe cineva atât de repede. În schimb, sunteți mulțumite cu confortul pe care îl aveți și cu banii, vin bani și cadouri, mai ales dacă aveți afacere sau cu clientele sau ceva, să știți că o să vă meargă mai bine. Unele dintre voi sunteți într-adevăr supărate și triste pentru pierderea din familie a unei persoane sau o persoană de sex feminin este bolnavă și sunteți supărată pentru că știți că nu va mai avea foarte mult de trăit și stați cu teama asta sau unele poate chiar va muri cineva drag, o damă. Și sunteți încă cu gândul la această persoană, când cade oarecare tristețe, vă reînnoiți cu într-o situație, vă schimbați atitudinea față de un scorpion sau un rac. Da, exact. Deci cineva, nu știu, cineva dintre dumneavoastră știți foarte bine sau foarte clar că iubitul, prietenul mai are pe cineva și vă veți schimba atitudinea și față de el în următoarea perioadă. Veți trece și peste niște blocaje, dar mai durează vreo 2 luni de zile. Oh, scuzați-mă, dar una peste alta, cartea este superbă pentru următoarele 48 de ore. Da? Dama de ghindă bruneta cu ochii negri și cu pielea măslinie. Să vedem pentru dama de ghindă. Ia uite, încă vreți să vă mai schimbați ceva în casă, să mai faceți niște modificări. În următoarele zile toată lumea vă iubește, toți copiii vă iubesc. Bun, din punct de vedere sănătate veți sta bine, veți radia.
veți radia, nu știu, că vă vedeți cu familia, cu copiii, cu pe drumurile sunt bine aspectate, veți face câteva vizite, veți pleca la drum. Unele dintre voi veți pleca și în concediu, că văd o prelungire, ca și cum ați pleca o săptămână. Da, vreți să mai aveți o schimbare pe o casă, indiferent despre ce este vorba, o veți avea, poate nu terminați totul până la sfârșitul lunii decembrie, veți semna niște acte în două puncte, deci până la sfârșitul lunii februarie mai ține o situație și la voi. Primiți vești de la, aveți fete care sunt plecate în străinătate sau sunteți la drum unele de altele, nu știu, dar primiți vești sau poate chiar vă întâlniți cumva, cred că copiii aici, sunt mulți copii care vin de la drum sau vă caută, primiți și dar de la drum. Sunteți iubite, toată lumea vă iubește în următoarele zile, vă vor iubi toți, toți. Și cele care aveți domni cu ochii verzi sau albaștri și bruneții cu ochii negri și energiile mai tinere, nu știu, toată lumea se gândește la voi cum în săptămâna aceasta veți afla câte ceva despre cineva, dacă nu sunteți căsătorite sau sunteți doar într-o relație, și dacă sunteți căsătorite, se pare că se așterne liniștea chiar și acolo unde au fost sau sunt încă probleme. Sunt două zile de vis, pentru că aveți mult action și vă merge bine. Uite, vis împlinit după multe, multe necazuri pe care le-ați avut. Unele dintre voi ați avut, să știți, și farmece făcute sau ați avut blocaje din partea unei femei. Bineînțeles că din partea unei femei, că bărbații nu prea fac nenorociri de acest gen, dar este o femeie care este în zodia leu, cred, dar nu știu, ați fost sprijinite, ajutate, veți avea un nou început, cele care doriți copii sau nepoți, să știți că vă vor veni și nepoții sau copii. Până la urmă, uite, cu ajutorul lui Dumnezeu, datorită unor rugăciuni, o să vă meargă mai bine pe dragoste și veți avea și un nou început, ori pe dragoste, ori pur și simplu veți rămâne însărcinate. În următoarea perioadă vă gândiți să faceți și o afacere, probabil că va mai dura vreo două luni de zile să deschideți ceva, veți fi sprijinite, ajutate de cineva cu coarne sau ascendent, berbec, taur sau capricorn, și da, veți fi foarte invidiată, pentru că până la urmă, nu știu, ca și cum ca mereu sfârșitul la voi este unul bun și cădeți în picioare și veți avea parte de sănătate și prosperitate și drumuri. Oricum, bine, în următoarele 48 de ore, chiar și pe viitor, acolo unde sunt probleme, se vor regla. Dama de tovășatena cu ochii căprui, cu pielea albă, bine făcută sau ușor plinuță. Ia să vedem și... Ups! Hei! Nu mai știți cum să împărțiți banii. Vedeți, aveți... rate, aveți datorii, aveți plăți de făcut, dar vă vor ajunge banii. Un bărbat de roșu este supărat, este îngândurat. Haideți să vedem, dama de tobă, următoarele 48 de ore. Primiți vești cu bucurie de la un bărbat de roșu care, exact care vă spuneam, care a fost blocat și care este supărat până la urmă, ori și la propriu cred că vă deblochează. 100% dacă ați fost blocate de vreun bărbat de roșu, să știți că vă deblochează pe Facebook sau pe WhatsApp sau pe orice, că îmi cade deblocare, este supărat, o să vă dea veste cu bucurie, vă promite din nou bani, cadouri sau nu mai știu ce, dar lăsați-l, nu-l mai luați în seamă, pentru că în viitor vă cade un bărbat brunet cu ochii negri cu care veți rămâne și nu o să mai dureze mult. S-ar putea și până la sfârșitul anului să se întâmple acest lucru pentru cele singure sau veți avea pur și simplu de ales între doi bărbați, între un fost și
un viitor foarte frumos pe dragoste. Ia uite, dar bucurii, cadouri de la bărbații de roșu și de la cei de ghindă și uite și unul de verde la aștept. Deci stați bine pe dragoste. Trecutul se întoarce, să știți, veți afla vești, vă veți fi căutate. Se întoarce și trecutul. Cineva cu ochii verzi sau albaștri vă dorește, nebunește la așternut, ar vrea o relație cu voi, dar ce să vedeți, este ba vrea, ba nu vrea, ba se mai gândește și la alte persoane. Foarte bine aspectat pe sănătate, pe bani vine un dar țigănesc neașteptat de la o pereche de oameni sau de la mai multe persoane. Poate azi și mâine, dacă nu în săptămâna aceasta, vă veți bucura de un dar foarte frumos sau de un cadou, nu mai contează de unde, că văd și părți bărbătești și dame, de aceea spun, unele pot primi de la partea bărbătească, altele de la dame, sau aveți client sau pur și simplu vi se vor rezolva în viitor și niște probleme cu niște procese. Cartea este foarte, foarte clară. Nu știu, cred că fiecare dintre voi până la urmă vă veți găsi pe cineva sau veți fi și căutată, v-am spus, de cineva din trecut, chiar și energii mai tinere. Văd că toată lumea e cu fața la voi. Mai puțin ăsta de roșu, ăsta de roșu e cineva din trecut care tot, uite așa e, ba e, ba nu este, v-a zăpăcit de cap și de creier pe unele dintre dumneavoastră, dar tot mai aveți realizare cu el, deși minte mult, dar trebuie să aveți un pic de răbdare, nu știu de ce. E ca și cum simt nevoia să vă spun, nu-i contraziceți, dați impresia că-l credeți, da? Nu știu ce să zic, că până la urmă tot mai puneți mâna pe ceva aici, da? Pentru cele absolut foarte singure, o să auziți de boala unui bărbat, de supărarea unui bărbat, veți avea parte cele singure de dragoste adevărată și din nou cu bărbatul de ghindă, v-am spus, cele care sunt singure, majoritatea veți avea un bărbat de ghindă, un brunet cu ochii negri care are și el bani, nu o să fie un rupt în coate, ca să zic așa, veți fi foarte tenace și diplomate, ați învățat pe ultima 100 de metri să nu mai vorbiți. Cele care sunteți născute pe 11 sau aveți numărul de destin 11, foarte frumos, o să aveți o realizare sau chiar și luna noiembrie născute, da? Da, foarte frumos, uite, transformare, va căzu și moartea, sigur, unele mai sunteți și supărate în urma unor despărțiri, dar ia să vedem. Vorbe proaste în urma unei despărțiri de cineva de la drum, nu trebuie să fie, iar de ăsta de roșu, da, eu am spus, da, că e unul de roșu care vine, dispare, apare, iar dispare. Dar una peste alta, următoarele 48 de ore vreau să spun că sunt superbe. Vă iubesc, vă îmbrățișez, să aveți spor la cozonaci și la cumpărături. Și să ne reauzim cu bine cel mai târziu mâine dimineață, pentru că vine ziua de 21 și vreau să fac anunțul din nou pentru curățarea energetică. Vă iubesc, vă îmbrățișez și să aveți spor. La revedere!